Doamnelor, domnilor, bună seara! Eu sunt Simona Țăranu, bine v-am regăsit la o nouă ediție Scene Deschise. Invitata mea din această seară este o româncă tare mândră de naționalitatea ei, dar și foarte iubitoare de folclor și tradiții. Doamnelor, domnilor, Iuliana Tudor! Bună seara, Simona! Bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumesc mult pentru invitație! Și eu îți mulțumesc tare mult pentru că ești în această seară alături de noi la Scenă Deschisă. Iuliana, continui o muncă deloc ușoară, de 22 de ani, a realizatorilor dinaintea ta. Realizatori uriași. De ce folclor, Iuliana? Pentru că a fost alegerea destinului, nu a fost alegerea mea. Pentru că probabil cineva acolo sus a considerat că pot să fac lucrul ăsta. Și pentru că, vezi, mă regăsesc în lumea aceasta cu foarte mult din ceea ce înseamnă viața mea. Lumea tradițiilor, lumea vechilor reguli, este cea după care îmi ghidez și eu viața personală. Și atunci probabil că de la aceste date până la a mă întâlni cu un univers pe care l-am descoperit pas cu pas, nu știam absolut nimic despre asta, totul a venit firesc și ce am făcut eu a fost să mă las în voia destinului și să fiu foarte atentă la ceea ce mi se întâmplă. Să învăț, să culeg, să ascult, să dobândesc, să înțeleg și cred că mai presus de toate să mă bucur. Și să asculți și nu este ușor pentru că vorbim de peste 22 de ani, trebuie să se mă corectez. Se fac 23. 23 se fac. 23 de ani, da. Poate a cântărit și faptul că ai fost tu și nu ai cosmetizat nicio stare, niciun fel de a fi, n-ai încercat, nu știu, să fii un personaj, pentru că nu este ușor totuși să te menții autentic în această lume. Cred că până la urmă vorbim de ceea ce are nevoie un om de imagine, în primul rând. Ca să fii credibil, prima calitate a unui jurnalist, cum este și în cazul tău, nu? Este să fii tu. Devii credibil când mesajul pe care tu îl transmiți către oameni este din tine. Crezi și tu cu toată puterea în ceea ce spui, în ceea ce faci. La mine nu este doar o apariție la microfon în care am de spus, de comunicat ceva în programul respectiv, apoi mă duc acasă și îmi văd de ale mele. Este lumea în care trăiesc, cu care mă confund, despre care îmi place să vorbesc oricând, oricât, orice. Este vocație. Am descoperit asta încă din primii ani de televiziune, că aceasta este vocația mea. Și atunci n-am avut de ce să fiu altfel, pentru că am constatat din primele emisii că oamenii mă plac așa cum sunt eu. Poate că am fost tentată la un moment dat să apelez, știu eu, la un artificiu, două, mi se părea mie, la vârsta tinereții, pentru că aveam 20 de ani totuși când am intrat în televiziune. Mi se pare interesant să adoptăm lucruri care te cosmetizează un pic. Dar mi-am dat seama că nu sunt pentru mine neapărat și dincolo de farduri și o rochie, până la urmă personalitatea ta este cea care rămâne în inima oamenilor, felul tău de a fi la microfon. Și atunci cred că, vezi, acesta a fost tatuul meu încă de la început și am înțeles că nu trebuie să schimb absolut nimic. În momentul în care am venit aici, m-am întâlnit cu tine, m-am așezat la microfon, sunt aceeași. Și nu văd de ce aș fi altfel, pentru că nu aș mai fi credibilă, cu siguranță. Dacă ai avut complexe, cum ai trecut peste ele? Cred că vârsta ne ajută să trecem peste toate astea, pentru că, vezi, în adolescență fiecăreia ni se pare că mi-ar fi stat mai bine cu părul creț, deși e drept, mi-ar fi stat mai bine cu ochii albaștri, deși sunt căprui, mi-ar fi stat mai bine un pic mai plinuță, deși sunt foarte poate slabă, sunt prea înaltă, sau mi-ar fi stat mai bine un pic, o înălțime mai, să zic, medie, deși am 1,80, ce să fac? Deci, foarte frumos, lucrurile... și cele scunde sunt complexate, că... Întotdeauna, știi, există etape în viețile noastre ca femei când ne dorim altceva decât suntem sau avem. Cred că e parte din ceea ce însemnăm ca femei. Dar am trecut ușor peste toate astea și cred că, până la urmă, sfatul meu este să te iubești pe tine așa cum te-a lăsat Dumnezeu, pentru că ești cea mai frumoasă versiune a ta.
Mi-a plăcut tare mult atunci când ai spus că dacă privitorul, telespectatorul, cel de acasă, consideră că poate să facă aceeași activitate pe care tu o întreprinzi, înseamnă că tu ți-ai făcut treaba așa cum trebuie. De ce? Pentru că vezi ușurința pe care o capeți în timp, ea nu e de la început, este ceea ce telespectatorul gustă. Sentimentul că ești parte, tu trebuie să-l faci pe telespectator să creadă că e parte din spectacolul pe care tu îl faci și el chiar este pentru mine. În momentul în care vorbesc, prezint invitații, creăm atmosfera de acolo din platou, indiferent despre ce e vorba în conținutul emisiunii, mă gândesc că undeva, într-un colț, chiar și acum, telespectatorii noștri sunt aici cu noi. Și vezi, sentimentul ăsta mă face să cred că și ei pot să participe și pot să facă ceea ce facem noi acolo. Asta vine cu timpul și pare că, știi cum e, vine la îndemână, e la îndemână. Dacă se naște tipul ăsta de percepție, repet, atunci înseamnă că eu sunt omul potrivit la locul potrivit. Tu te adresezi camerei, din câte am observat, ca și cum ar fi doar telespectatorul, acel privitor pe care tu nu-l cunoști. Exact. De multe ori eu mă uitam la cameră cei drept și îmi imaginam că este familia și încercam să fiu cât mai naturală, cât mai... E o diferență, uite, vezi? Da, eu așa m-am gândit și am mai spus lucrul ăsta, privesc în cameră și mă gândesc la cei care nu mă plac. Pentru că miza pentru mine, ca moderator, este să-i conving pe toți să rămână în fața micului ecran. Deci, până la urmă, mă gândesc în primul rând la cei care, știu eu, zapează în momentul ăla și trebuie să rămână cu mine. Trebuie să fac cumva să rămână cu mine. Ori asta este lupta permanentă la fiecare emisiune în care apari la televizor. Și cum ai reușit, Iuliana? Pentru că nu de puține ori producțiile tale au fost cel puțin în top 5, postul public, ai situat postul public de televiziune, cel puțin în top 5, mai atrage astăzi folclorul? Acesta este pariul meu ca realizator, nu ar însemna să mă opresc. Ori dacă văd că se poate, înseamnă că ține doar de mecanismele mele de creativitate să găsesc soluțiile în așa fel încât, da, să fie acolo unde merită. Și cred că acesta ar trebui să fie gândul oricărui realizator, indiferent de genul de program pe care îl face. Dar la noi probabil că atuul este că am găsit, cred, rețetele care să se adreseze și omului din mediul urban. Lumea a spus de foarte mulți ani și când am intrat eu în televiziune. Folclorul e o chestie așa îmbătrânită, e vorba despre un timp trecut, nu mai are nicio legătură cu prezentul. El nu se mai regăsește în prezent. Ori asta este o eroare majoră. Atâta timp cât va exista, am mai spus, botezul, nunta și înmormântarea, momente în care toți românii, și de la oraș, și din mediul rural, continuă să asculte aceste cântece românești, continuă să joace, continuă să se bucure pe muzică românească, își trăiesc obiceiurile în continuare. Tot ce se întâmplă la nuntă se face și astăzi, chiar și la bloc, la oraș. Sunt familii întregi care respectă lucrurile astea. Deci nu am crezut nicio clipă că vorbim despre o lume închisă, în bibliotecă, pentru cei care doresc să mai afle, știu eu, câteva lucruri despre cine suntem. Ori, având în bagajul meu cultural și ideea că istoria acestei țări este construită și prin ceea ce înseamnă bagajul cultural tradițional, este parte din identitatea noastră, cum să nu mă gândesc la copiii care trebuie să știe cine suntem? Ori cine suntem este o întrebare la care răspunzi și prin elementele care au legătură cu obiceiurile, tradițiile, cântecele noastre și haina. Și hainele tradiționale spun o poveste fantastică despre noi, e despre acest loc, despre acest spațiu. Și am spus de fiecare dată, dorul acela care îi macină pe toți cei care pleacă în lume, da? Nu comentăm de ce se duc. Sunt nevoiți să facă asta. Dorul ăsta are legătură cu spațiul în care s-au născut. Este o legătură cosmică, vreau să cred, cu acest pământ, cu energia acestui pământ, care îi va urmări indiferent pe ce meridian se află. Și vezi, pentru copii, indiferent din ce timp vor fi ei, această energie are legătură cu acest pământ. Și ea trebuie doar explicată.
că vine de undeva, are legătură cu niște tradiții, cu niște etape prin care noi am trecut și ceea ce a rămas astăzi este până la urmă respectul pentru aceste valori. Și e bine să știe fiecare dintre copiii noștri că avem o muzică doar a noastră, care e născută din mintea, din sufletul și din emoțiile unui om care a stat pe prispă și a cântat de dragul de a cânta. Nu mai facem asta azi. Când vii dintr-o bancă sau când vii dintr-o corporație sau când vii pur și simplu de la slujbă, indiferent ce probleme ai, nu-ți vine să-ți cânti problema. S-a schimbat lucrul ăsta. Dar e important să știm că aceste cântece așa s-au născut și mi se pare fantastic. Mi-ar plăcea, personal, nici mie nu-mi mai vine neapărat acum să cânt, dar mi-ar plăcea să-mi vină să creez un cântec în baza unei emoții, că mi-e dor de cineva, că iubesc pe cineva, că mi-e departe copilul, că, știu eu, cineva a întemeiat o familie, că lucruri care să se nască și acum. Mi-ar plăcea lucrul ăsta. Dar măcar să le păstrăm pe cele pe care le avem și, slavă Domnului, vorbim de un patrimoniu impresionant. Când spui, Iuliana Tudor, spui clar postul național, postul public de televiziune, spui folclor, tradiție, te-ai gândit la un alt proiect care nu le implică? Ca jurnalist am învățat să am o mobilitate fantastică. Nu cred că aș spune nu din start unui proiect de alt gen. Trebuie să îl simt, să-l citesc, să gândesc, să mă văd în situația aceea și apoi voi răspunde. Dar în general sunt o persoană extrem de adaptabilă și faptul că am făcut proiecte extrem de diverse la televiziunea română și mă refer aici la gale de premii, la gale umanitare, la evenimente muzicale, la evenimente de piață, revelioane, Crăciun și așa mai departe, Paște, am o paletă foarte largă de evenimente ca genuri și de emisiuni. Și atunci probabil că nu mi-ar fi foarte greu să mă adaptez unui proiect din altă sferă. Dar uite, de exemplu, la știri într-o dezbatere de genul... Știu că ai încercat să prezinți știri, ai încercat. Uite, aici nu mă văd da, pentru că în spațiul în care există, știu eu, orice dram de controversă, orice problemă care poate afecta oamenii prin ceea ce spui tu, aici m-aș teme un pic. Aș fi foarte rezervată în a accepta genul ăsta de program, pe dezbaterea unui subiect, unei teme, pentru că toți suntem la un canal de știri, care are legătură cu viața economică, socială, politică și așa mai departe. Aici nu m-aș vedea. Și are legătură cu arta, însă, da. Și ești foarte dinamică. Cred că știrile te-ar limita puțin. Păi vezi, uite-mă ce mă mișc pe scaunul ăsta, că n-am stare. Încă suntem bine. Sunt obișnuită să mă mișc, sunt obișnuită să fiu în mișcare și viața mea este o permanentă mișcare și cred că nici nu mi-ar plăcea altfel. Cum reușești să păstrezi un echilibru între munca realizatorilor dinaintea ta și actualitate? Pentru că practic sunt două lumi diferite. Când am început drumul acesta, am avut în permanență această frică. Mi-era frică să nu primesc un telefon și să fiu certată sau să fiu criticată pentru ceea ce am spus, pentru ceea ce am pus în program. Pentru că am prins o perioadă în care erau și doamna Florentina Satmari era activă, Marioara Murărescu era activă și toți ceilalți realizatori de la televiziunea română care făcuseră ani de zile emisiuni de folclor, nu spun de ochii mentorului meu, Elize Stan. Și atunci, lucrând cu astfel de personalitate, mi-e foarte dificil ca începător să spun, Doamne, ce bine mi-e în emisiune. Nu mi-era bine. În momentele alea cumpăneam foarte mult, după vreo 2 ani de televiziune, când am devenit conștientă de ceea ce fac, cumpăneam foarte mult fiecare cuvânt pe care îl spun la microfon, fiecare nume care era prezent în emisiune, ce întrebări puneam, tot, absolut totul era făcut cu maximă atenție. Din această teamă de a nu dezamăgi și de a nu strica ceva din minunatul drum pe care ei l-au croit. Apoi mi-am dat seama că timpul vine peste mine și peste emisiuni cu alt tip de cerințe. Am avut norocul ca Elize Stan să fie un realizator deschis.
Dânsa nu a rămas în niște tipare ale unui timp și doar pe alea trebuie să le urmăm. A fost deschisă și a spus, hai să inovăm tot timpul și s-a înconjurat de tineri în permanență. Doamna Rize și acum este conectată la nivel tehnologic mult mai puternic decât sunt eu și updatată cu tot ce apare. E fantastic la vârsta dumneaei să gândească asemenea unui tânăr. Și atunci, vedeți, primele elemente de la dânsa au pornit. În spectacolul de folclor am introdus videoproiecția. În spectacolul și emisiunile de folclor am folosit tehnologie modernă, de la macarale, steadicam, mult din ceea ce înseamnă așezarea în imagine din punct de vedere regizoral, după tipicul altor emisiuni moderne. Și atunci vezi, te obligă și conținutul și felul în care eu am început să vorbesc, felul în care am început să mă îmbrac, am schimbat ușor, ușor, ca să fim în pas cu timpul. Asta se întâmplă, uite, și cu apariția primului talent show de folclor din România. Scenografia este la fel gândită ca pentru un talent show modern. Tot ce înseamnă partea grafică, la fel, este din timpul acesta. Și atunci totul capătă alt aer. Și am ținut, iată, am câștigat un public în mediul urban, surprinzător pentru mine, cu studii medii, studii superioare. Care crezi, Iuliana, că este menirea? Care este rolul tău prin această activitate? E greu de spus, dar continuitatea, aș alege acest cuvânt. E vorba de a continua un drum la postul public care să însemne promovarea culturii tradiționale din România. Pentru ca aceste valori identitare, subliniez acest cuvânt, să nu se piardă. Vor muri aceste valori vreodată sau vor fi înăbușite? Nu cred. Vreau să cred că, indiferent de cum va arăta viața noastră peste 50 de ani, peste 100 de ani, muzica aceasta va fi parte din viața românilor și atunci. Pentru că e despre bucurie, e despre viață, e despre a fi împreună, e despre hora minunată care ne adună și în care n-ai cum să nu intri, e despre ceea ce înseamnă România. Ce lipsește omului de la oraș în comparație cu cel de la sat? Simplitatea. În primul rând, simplitatea, pentru că viața de la sat se trăiește simplu, se consumă puțin, se comunică mult mai mult, oamenii sunt mult mai apropiați, oamenii se roagă mult mai mult acolo și cred că se și tolerează, se îngăduie mult mai mult decât noi, cei de la oraș. Este un prea plin aici, care după un punct încolo nu face bine, strică. Aș vrea să pătrundem puțin și pe tărâmul familiei. Tatăl tău își dorea ca tu să devii magistrat, ai terminat de asemenea și dreptul, prima facultate, pentru că ai mai urmat și conservatorul. Ai avut o copilărie fericită? E firesc să spun că da, atâta timp cât am fost înconjurată cu dragoste. Este ceea ce e cel mai important în viața unui copil. În jurul lui să fie dragoste. Și am primit asta de la bunicii mei, am primit asta de la părinții mei, am primit asta de la rudele, unde am stat o vreme. Și dragostea te face să fii liber, te face să ai încredere în tine, te face să te joci de-a viața. Și mă bucur că, vezi, trecând anii, n-am pierdut lucrul ăsta. Și acum am momente când sunt copil, de-a binelea, și asta cred că ne salvează de la foarte multe. Câțiva să fim ani, copii și azi. Câțiva ani știu că ai locuit la sat, da. Așa a fost conjunctura și ai declarat că au fost anii tăi norocoși și că te simți oarecum un om norocos, ai fost un copil norocos pentru că ai luat pulsul și de acolo, din zona rurală. Acolo a fost baza construcției mele. Pentru că, exact cum vă spuneam, valorile simple le dobândești în familie. Norocul meu a fost să trăiesc într-o casă făcută din pământ, să ne rugăm înainte de masă, să respectăm masa și acele două, trei bucate care erau acolo, fără să cerem mai mult sau să spunem vreodată că nu ne place. N-am auzit asta în copilăria mea și dacă nu-ți plăcea,
era problema ta. Altceva nu era de mâncare. Te descurcai, da. Nu puteai ieși din cuvântul bunicilor sau al părinților și mi se pare o formă de respect imprimată copiilor natural. Era suficientă o privire din partea bunicului către noi atunci când eram obraznici și toată lumea se replia imediat. Din păcate nu mai văd foarte mult lucrul ăsta acum și de aia spun, pentru mine a fost un noroc traiul acolo și contactul cu, vezi, ritualul zilnic, care înseamnă muncă, înseamnă dragostea din familie, înseamnă valorile transmise copiilor, înseamnă valorile comunitare, oamenii se ajutau între ei, se strigau peste gard, vino mă să mă ajut și pe mine la ceva. Și omul venea. Era o comunitate, evident. Sigur. N-am ulei, dăm și mie o cană de ulei. Și toate lucrurile astea. E drept, se întâmplă și astăzi. Nu spun că nu se întâmplă. Dar era valorizată, cred, mult mai mult și este și azi în mediul rural, simplitatea. Toată această acuratețe din vorbă și port, din copilărie, s-a imprimat cumva astăzi în activitatea ta? Cu siguranță, pentru că am discernământul, zic eu corect, în legătură cu ceea ce trebuie să promovez. Bun, este necesară și cunoașterea la nivelul studiului, dar dincolo de asta, spunea foarte frumos domnul Leșe, ca să poți să înțelegi lumea aceasta, trebuie să o trăiești. Trebuie să fii acolo, în mediul acela. Să trăiești de dimineață până seara cu oamenii din sat, ca să poți să înțelegi, de fapt, după ce își ghidează viețile. Cântecele, la fel, trebuie să le auzi și acolo, în mediul lor manifest. Acolo unde se întâmplă sărbătorile simple, firești, când se întâlnesc în jurul unei sticle de vin sau de palincă câțiva oameni și cheful le vine, cheful de sărbătoare. Nu ai construit doar o activitate de succes, impecabilă, ci și o relație foarte frumoasă, o familie deosebită, despre care aș vrea să vorbim după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, revenim! Am revenit la Scenă Deschisă, Iuliana Tudor este alături de noi. Iuliana, o relație de peste 26 de ani, te rog frumos să mă corectez dacă nu este așa. Fix 26. Nu știu dacă este un secret, dar ar trebui să ne spui cum funcționează, ce stă la bază, cum putem să luăm un astfel de exemplu? Mi-e greu să vă spun, pentru că, în general, în materie de relații, nu cred că e bine să ne hazardăm să dăm sfaturi. Fiecare om și fiecare cuplu își trăiește destinul lui, este diferit din atâtea puncte de vedere. Și mai e ceva, eu am început relația cu soțul meu când aveam 18 ani. Am trecut practic prin toate etapele construcției mele. Acum sunt o femeie total diferită de cea cu care s-a căsătorit. Dar ai avut parte după de foarte multă înțelegere. Este diferit. Înțelegerea pe care mi-a oferit-o pentru tărâmul profesiei, pentru vocația mea, a fost elementul cheie. Dacă nu era asta, probabil că n-am mai fi fost împreună. Pentru că îmi place atât de mult ceea ce fac, încât mi-a fost tot timpul greu să pun într-o balanță asta. Și atunci nu a fost negociabil, cumva, acest teritoriu. Și vezi, a înțeles. Îi mulțumesc și am să o spun ori de câte ori am posibilitatea public, însă rețete, și îmi displace total când văd, de exemplu, pe Instagram sau în social media, în general, 5 reguli să ții bărbatul lângă tine, 10 reguli să fii fericită. Pentru o relație de succes. Viața nu e despre 5 reguli sau 6 reguli sau 10 reguli despre cum să faci lucrurile. Cred că o căsnicie se învață în fiecare zi, cred că o relație își are un început, are un drum, fie se oprește drumul, fie continuă. Este decizia celor doi, în funcție de ceea ce îi ține împreună, pe fiecare. Și am zis atunci când sunt probleme, și în 26 de ani, vă imaginați că nu a fost în fiecare zi roz. Întotdeauna am avut grijă să mă întreb de ce sunt acolo. Și la fel și soțul meu. Și atunci argumentele vin. Dacă întrebi lucrul ăsta, te întorci la prima zi
și ți-aduci aminte de ce ai început drumul acela și răspunsurile vin automat. De aceea, cred că respect, dragoste, încredere, îngăduință, revin, pentru că suntem oameni diferiți, atât de diferiți. Și poate rațiunea cea mai importantă în relația dintre un bărbat și o femeie sunt copiii. În momentul în care apare un copil, cei doi sunt, și așa gândesc eu, trebuie să-și canalizeze energia pentru construcția acelui prunc, care este suma lor. Și e foarte important ca acel copil să știe că din partea bărbatului, din partea femeii, a tatălui și a mamei, se îndreaptă către el atenție, în primul rând atenție și dragoste. Cât și ce anume din bagajul emoțional, educațional, din copilăria ta, din adolescența ta, ai imprimat în relația cu Tudor și încerci să aplici? Ce-i transmiți? Ce mi-au transmis părinții mei, în primul rând, grijă. Grijă însemnând iubire și atenție. A sta de vorbă cu copilul tău, a face din orice secundă un timp de calitate, oricât de puțin e timpul acela, este rațiunea după care mă ghidesc ca mamă. Și atunci sunt prietena lui, sunt îndrumătorul lui, sunt mama lui, dar cred că mai presus de toate sunt omul care el trebuie să știe că e acolo oricând, necondiționat. Și mai ales atunci când greșește. I-am spus întotdeauna, când ai greșit ceva, asumă-ți, vino, discutăm, nu am să te cert niciodată. Dar trebuie să înțelegem de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat și ce faci mai departe. Și asta nu o poți face singur, pentru că nu ai puterea, nu ai datele, nu ai experiența pe care noi, ăștia mai mari din jurul tău, o avem. Și atunci a căpătat acest tip de încredere și vorbim foarte deschis, la rândul meu, fac acest exercițiu. Îi spun și îi împărtășesc o experiență în care eu am greșit. Și îi spun, uite, am făcut lucrul ăsta, n-a fost bine, am crezut că e bine, dar merg mai departe cu dorința de a îndrepta și de a nu repeta. L-ai prins cu vreo minciunică? Nu minte. Este o valoare pe care i-am oferit-o de la 3 ani, când am început să discutăm și l-am pus în situația de a minți. Am oferit acest exemplu în jur cu tot ce înseamnă mediul în care el trăiește. Mi s-a părut cea mai importantă valoare. Minciuna și adevărul sunt lucruri pe care copilul trebuie să le înțeleagă de foarte devreme. Și trebuie să-i oferim și noi acest exemplu de corectitudine. Tu ți-ai mințit părinții? Să știi că da, dar foarte târziu. Adică în adolescență, pe la, cred că 17 ani, nu mai știu, în chestii nu foarte grave, dar atunci am făcut-o prima oară și tocmai culmea, vezi ce înseamnă totuși educația de mică. Faptul că nu m-au prins m-a făcut să am mustrări de conștiință. Și după vreo 2 ani i-am mărturisit mamei ceea ce mințisem atunci. Și mi-am dat seama că de fapt adevărul înseamnă libertate. Asta am înțeles eu în adolescență. Să trăiești în adevăr înseamnă să fii liber. Normal, vine imediat și gândul că trăim într-o societate care îți spune des lucrul acesta, sunt și minciuni necesare. Și viața mi-a demonstrat că uneori așa este. În ideea de a proteja. Mai bine nu-i spui un adevăr celui la care ții sau pe care știi că îl va îndurera ceea ce îi vei spune. Și atunci o chestiune prin omisiune. Însă tu ai fost un copil cu minte, un adolescent cu minte, dar ai spart totuși un televizor. Da. Proaspăt cumpărat. Bine, astea sunt, cred că le trăiește orice copil, nu e nimic ieșit din comun, dar vezi, revin la ceea ce spuneam la început, ascultarea față de părinți. Eu am avut în permanență acest, cum să spun, un principiu, dacă vrei, pe care l-am și acum. Să nu-i dezamăgesc, și mai presus de toate, să nu le ies din cuvânt, să nu ridic tonul la ei, să nu-mi jignesc părinții, să nu vorbesc de rău părinții. Astea sunt valori pe care le-am avut clar de foarte mică. Te consideri un om dificil? Un om lângă care cineva ar conviețui destul de greu?
Da, am spus și probabil că de aici vine întrebarea ta, am declarat că n-aș trăi cu mine. Dar asta vine pornind de la ceea ce înseamnă tărâmul profesiei mele. Tocmai pentru că e greu de înțeles ce facem noi. Și ești perfecționist. Este un ritm și o asumare de energie, de timp, de zile și nopți, de travaliu întreg pentru a construi acele 2 sau 3 ore de program pe care nici nu le poți așeza în cuvinte, să poți povesti cum e, ce înseamnă asta. Și omul de lângă tine simte și, repet, înțelege sau nu. Nu știu dacă sunt o persoană dificilă. Cred că, vezi, pe tărâmul profesiei, pe tărâmul profesiei sunt probabil dificilă pentru că cer foarte mult. Pentru că e vorba de o disciplină a meseriei pe care am învățat-o la rândul meu, de la Elize, de la toți cei cu care am lucrat și lucrez și astăzi și nu-mi permit să las garda jos și să spun, hai bine, lăsăm firul ăla acolo, nu-i problemă că poate nu se vede. Nu, vreau să văd dacă se vede, vreau să facem probă cu asta și nu continuăm până nu este totul bine. Așa am fost educată și probabil că pentru oameni care nu au această rigoare, fără să judec, nu, probabil că pare o atitudine extremă cumva. Mai ales că la noi mai merge, hai că merge și așa, e adevărat, se vede. Este adevărat, este adevărat. Dar vezi, mulțumesc tuturor celor care m-au urmat și au rămas lângă mine în acești 23 de ani, tocmai pentru că au înțeles că trebuie să fim la fel. Și mă bucur că televiziunea română are în continuare un nucleu puternic de profesioniști, despre care se vorbește prea puțin. Pentru că să nu uităm, cred că 70% din piața media din România s-a format la TVR. Și atunci sunt foarte mândră de colegii mei și le mulțumesc pentru 23 de ani în care m-am construit și ne-am construit împreună. Cum este Iuliana Tudor după ce reflectoarele se sting? Ai spus că petreci timp de calitate cu Tudor, cu băiatul tău. Cum arată acest timp de calitate cu băiatul tău și cum petrești timp și cu tine? Vezi, cred că este un timp fără farduri. E un timp în care nimic din ceea ce fac în spațiul public nu mai are loc acolo. Acolo sunt doar Iuliana, o femeie normală care face lucruri normale ca orice femeie în casa ei și trec foarte ușor de la rochia de seară și coafiurile elegante la părul prins într-o coadă, un tricou, pantalon de training și duc gunoiul, spăl geamuri și mai știu eu ce fac pe acasă. Mi se întâmplă rar, e adevărat, să mă ocup de casă. Nu vreau să se înțeleagă că sunt gospodina perfectă, departe de mine asta, pentru că nu am timp. Nu spun că nu mi-ar face plăcere, dar nu e timp pentru asta. Gătești? Foarte rar, alături de mama mea. Îmi place pentru că ea povestește, eu fac, îmi zice ce să mai tai, cum să le pun și atunci sigur iese bine. Singurică ies câteva lucruri, nu pot să spun că sunt foarte pricepută, repet, tot din lipsa timpului. Dar mi-e drag să-i fac lui Tudor ceva, mi-e drag să pregătesc câte ceva seara, în măsura în care, repet, am timp. În rest, am mai spus-o, sunt o persoană foarte comodă și caut ca timpul pentru mine să însemne relaxare, să fac exact ce-mi place, exact ce-mi doresc și să nu mai las nimic din problemele pe care le am în tărâmul profesiei să pătrundă în spațiul meu personal. Am reușit să disociez lucrul ăsta în timp, mi-a luat ceva, dar acum pot să spun că sunt într-un echilibru și separ foarte bine aceste două spații. Am grijă de mine, de sufletul meu, de inima mea, am grijă să iubesc, să ofer iubire și să fac lucrurile care, cum să spun, mă îmbogățesc cumva, mă bine dispun, caut oameni frumoși în jur. Dar de cântat mai cânti? Da, îi cânt fiului meu și astăzi, din când în când, așa. Dar rar, nu pot să spun că se întâmplă zilnic. Nu. Nu, pentru că am închis, repet, acest capitol este închis. Deși pentru în mine. Copilărie îți doreai să devii și cântăreață. Da, uite, ai luat o grămadă de premii. Viața mi-a arătat care este drumul și cred că e important să fim atenți. Vocația nu este întotdeauna acolo unde credem noi că vrem. Astăzi, din cei care te privesc sau pe care tu îi privești,
Cei din jur mai sunt interesați de folclor, de tradiție? Categoric, în mediul meu, toată lumea consumă asta. Nu putea să fie altfel, pentru că suntem aceiași. Și când spun asta, mă refer la familie și, culmea, mă refer și la prietenii, la oamenii pe care i-am câștigat în timp alături și care se uită la emisiune, evident, hai să vedem ce face Iuliana, dar după aceea mă sună și îmi spun, băi, nu cred că am rămas în fața televizorului până la finalul emisiunii, vreau doar să văd cum ești îmbrăcată, cum e, ce se întâmplă pe acolo și gata. Am rămas și m-am uitat la toată emisia. Ori pentru mine, ăsta este un feedback foarte important. Exact, vorbim de oameni care nu au legătură cu această lume. Prieteni care activează în domenii total diferite și care îmi spun, da, uite, am stat și m-am uitat să văd ce se întâmplă la vedeta populară, cum era, acum sper să se uite la o dată în viață pentru că reîncepem. Lumea satului, care cuprinde mersul la biserică, muzica populară și acea comunitate mereu vie, legătura dintre oameni, respectul în primul rând pentru trecut, cât de activă este astăzi sau dacă este pe cale de dispariție? Categoric, satul românesc este pe cale de dispariție. Și vorbim de comunități întregi în care mai există poate 2 sau 3 bătrâni, casele sunt părăsite, este un peisaj dezolant. Am călătorit chiar după pandemie și am văzut astfel de locuri în care ai sentimentul că țara e părăsită. Și, vezi, eu sunt foarte legată de trecutul nostru. Mi-a plăcut foarte mult istoria. Și, uite, și când vorbesc despre asta, mă doare. Mă doare pentru că nu interesează ce se întâmplă cu bătrânii din aceste sate. Mai oferim noi respect față de rădăcinile noastre? Eu mă străduiesc să o fac. Să transmit această valoare a respectului față de ceea ce avem, construit de cei care au fost înaintea noastră. Fără asta nu cred că putem avea un viitor sănătos. Pentru că viitorul sănătos, vedeți, se construiește pentru copiii noștri, pornind de la valoarea respectului. Respectul pentru familie, pentru comunitate, pentru țara ta, pentru istoria ta, pentru cei care au fost înainte. Dar respectul pentru bătrâni, dacă asta se duce, nu mai există nimic. De foarte multe ori suntem tentați să aruncăm vina doar pe autorități. Este o mare parte din vină și acolo. Este și de responsabilitatea noastră. Atâta timp cât la nivel de guvern, la nivel de școli, la nivel de orice vorbim, la nivel de instituții, nu se transmite la mod public ideea de respect, atunci cum să ceri poporului să respecte? E foarte important să înțelegem asta. Și dacă tot vorbim de trecut, de rădăcinile noastre, Iuliana, de cine este cel mai tare dor? Sau de ce anume? De bunicii mei. I-am iubit foarte mult. Au avut grijă de mine, m-au ocrotit, m-au învățat o grămadă de lucruri și sunt, vezi, modelele mele din lumea aceea ideală. Da, au fost ca 2 icoane așa pentru mine, știi? Și păstrez și acum un tablou, știi cum erau tablourile în casele de la țară, cu mama și tatăl, unul lângă celălalt, ușor pictați, într-o rotundă, exact. Da. Și am pe retină imaginea asta, vezi, erau ca niște stâlpi pentru noi și asta e de fapt familia și asta e forța ei. Acolo, în sânul familiei, este baza pentru un suflet sănătos. De asta depinde sănătatea sufletului pentru mai departe, ca adult. Cum putem, Iuliana, păstra astăzi și valorile trecutului, dar și firescul pe care îl aduce evoluția, știința, pentru a nu neglija niciuna, nici cealaltă? Cum putem câștiga acest echilibru? Prin educație, în primul rând. Prin ceea ce dobândim sau ar trebui să dobândim în familie. Și prin, vezi, revin, respect. Și cred că în ultima vreme am început să fac, sună așa un pic ca o campanie, este o pledoarie pe care o fac în numele personal pentru ideea de respect. Respectul față de omul de lângă mine, față de locul în care mă aflu, față de munca mea, față de copilul meu, față de comunitate, față de țară, față de istoria ei,
Da, față de autoritățile care ne conduc, dar și autorităților față de poporul lor. Toate astea ar schimba un pic lucrurile. Și nu au fost cazuri în care te-ai trezit mâhnită de ceea ce ai văzut în jurul tău? Ce da, faci? Cum reacționezi? Asta se întâmplă și o vedem în jur. Ne-am dorit, poate, să trăim într-o societate ideală. Din păcate, nu se întâmplă așa. Cred că singurele arme pe care le avem sunt acelea pe care le-am dobândit fiecare dintre noi. Apărarea vine din iubire. Atâta timp cât iubești, lucrurile și soluțiile vin. Și cred că ne rămâne doar ca în spațiul în care trăim să păstrăm aceste valori, să le transmitem copiilor noștri și să ne trăim viața în niște coordonate, știu eu, cât de cât firești, cu cei pe care ni-i alegem în jur. E singura armă pe care o avem. Altfel ne vom pierde și unii de alții, și grupuri de grupuri, și țări de țări și așa mai departe. Pentru că îmi doresc să încheiem într-o notă amuzantă și pentru că anul acesta se împlinesc 23 de ani de activitate, o activitate atât de frumoasă, dar dificilă pe alocuri, ce-i drept, și care cere foarte mult, o întâmplare amuzantă. Să ne destindem puțin acum la final. Sigur, în 23 Bine, de ani sunt ai multe. Multe, dar... păi asta zic, că nu știu la care să mă opresc, de la faptul că era să cad pe scări într-o emisie. Deci a în fost direct. Ceva, da, în direct. Și eram din cauza mândră rochii? Și spuneam piesa odată în viață și începuse mimnul și m-am împiedicat în poale și noroc că m-am prins de un pupitru și a fost ceva. Da, apoi am uitat cum îl cheamă pe Petre Roman. Era în fața mea și mă uitam și nu știam, deci pur și simplu, știi, când e un, deci, nu, da, știam, blank, nu-mi vedea. Deodată, exact. Blank. Și m-am dus ușor, am făcut altă frază, m-am dus către pupitru și am văzut pe hârtii acolo că, zic, da, domnule Petreon, așa. Nu știu, faptul că după emisie de fiecare dată așteptam jumătate din tortul pe care îl ofeream invitaților și rămâneam, emisia se termina pe la aproape de 12 noaptea. N-aș zice și că așteptai tortul. Timp de 10 ani am mâncat aproape un kilogram de tort. După fiecare emisie mi-am dat peste cap și stomac și tot în perioada aia, dar era o nevoie de dulce după atâta stres și încărcătura respectivă, încât era momentul meu savuros. Știi cât de invidiată ești în acest moment că la după miezul nopții să mănânci jumătate de kilogram de tort ce... și să nu se depună? La ce arderi se produc într-o transmisie directă de 3 ore, la ce ritm ai în a pregăti acele 3 ore, mă uitam acum când am reluat, mi-am adus aminte exact de ritmul acela. Este de o complexitate, pentru că e și cu dans, și cu teatru, și cu muzică ușoară, și cu folclor, cu artiști din toate categoriile, actori, muzică ușoară, pop, rock, folclor, orchestră, ansamblu, publicul care este acolo, 100 de oameni. E foarte complicat și e nevoie de o energie extrem de proaspătă, în permanență. Și atunci, probabil că aici se echilibrează. Tortul acela se ducea repede. Iuliana, îți mulțumesc tare mult pentru această lecție plină de emoție. O lecție despre trecut, despre valorile noastre care nu trebuie uitate. Și e de responsabilitatea, ține de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Categoric. Eu am o vorbă. Dacă vreau să schimb lumea, trebuie să încep cu mine. Îți mulțumesc, Iuliana. Îți mulțumesc. Și eu mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ediția din această seară, Scenă Deschisă, a ajuns la final. Vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi și vă invit să rămâneți în continuare pe Digi24.